S-au împlinit sâmbătă 15 ianuarie 2022, 172 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Cu această ocazie, Arhiepiscopia Râmnicului a organizat o serie de manifestări duhovnicești culturale. Manifestările au debutat cu o slujbă de parastas la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Ierarh Nicolae. Domnului să ne rugăm! După slujba de pomenire a fost transmis și cuvântul înalt preasfințitului părinte Varsanufie despre Mihai Eminescu, imnograf al Graiului Românesc și arhistrateg al culturii naționale. Poetul Mihai Eminescu, al cărui nume a fost asociat Zilei Culturii Naționale, a fost un mare iubitor de neam și biserică, iar biserica și neamul l-au cinstit deopotrivă, fapt pentru care, în ciuda trecerii timpului, a rămas modelul românului dornic de cunoaștere, fidel și păstrător al identității spirituale și culturale a poporului român. Despre Mihai Eminescu s-au rostit nesfârșite discursuri, s-au ținut conferințe, s-au scris cărți extrem de valoroase, încât putem trăi cu impresia că s-a spus totul, lucru care reiese din cuvintele filozofului Constantin Noica, acela care îl numește pe Eminescu omul de plin al culturii românești. Personalitatea sa complexă și vasta lui operă reprezintă pentru generații întregi o sursă de inepuizabilă inspirație. Ziua nașterii sale a devenit pe drept merit Ziua Culturii Române, pentru că opera sa a rămas un simbol care a vegheat integritatea limbii române, un liant al credinței românești din toate timpurile, poetul fiind unificatorul de grai și de suflet. Om al timpului său, gazetar, patriot, fiind observator și cugetător asupra vremurilor în care a trăit, Mihai Eminescu răzbate veacurile ca nimeni altul, fiind un creator de generații, după cum l-a numit Nicolae Iorga, cât și punctul de plecare pentru toată dezvoltarea veșnicului cugetării românești, conform exprimării encomiastice a lui Titu Maiorescu. Aceasta, întrucât lecturile sale filosofice și literare l-au prezentat drept un om al timpului modern, cu o cultură individuală ce stă la nivelul culturii europene, un bun cunoscător al literaturii antice și moderne, al credinței, istoriei și tradițiilor poporului român și nu numai. Lucian Boia îl considera pe Eminescu românul absolut, ceea ce accentuează ideea că el nu este perceput doar ca un mare poet, ci mai mult decât atât, mi se înfățișează la punta lui cea mai înaltă, ca exponent suprem al românismului. Întotdeauna pentru el, cea mai importantă a fost națiunea română pe care a slujit-o puterea condeiului și a graiului său, așa cum românii toți au învățat de la el, că râul, ramul, tot ce mișcă în țara asta le sunt alături. Amintirea sa vie, prezența ei este covârșitoare, lucrările sale îndeamnă la critică, dar și la creație prin forța lor de rodire. Fiecare generație descoperă un Eminescu nou, prin elemente ascunse în structura de adâncime a operei sale, prin propriul sistem de percepție, așa încât structuri dominante ale creației eminesciene își dovedesc actualitatea
prin cuvântul său profetic încărcat de sensibilitate. Manifestările comemorative prilejuite de împlinirea 172 de ani de la nașterea poetului Mihail Eminescu s-au încheiat cu pomenirea poetului la statuia din scoarul centrului eparhial și un recital al corului Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea.